Consiliul Local Târgu Neamț a hotărât prin acordul unui parteneriat în vederea implementării proiectului Dezvoltare Durabilă prin Economie Socială, fiind o inițiativă public-privată din cadrul programului operațional sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. În premieră, să-i spunem, pentru orașul nostru, am reușit să depunem un proiect pe fonduri europene, pe POSDRU, un proiect de 2 milioane de euro. Consilierii locali au aprobat acest proiect, a fost depus și sper ca în maxim o lună de zile, dacă va fi aprobat, să începem cursurile pe pregătire profesională, după care de la anul acele persoane, în jur de 60-70 care vor fi cursate, să intre să fie angajate. De fapt, în acest proiect se preconizează se înființa un centru de bătrâni și un centru de îngrijiri la domiciliu. Persoanele care vor fi pregătite în cadrul acestui proiect vor fi angajate la acel centru de bătrâni și centru de îngrijiri la domiciliu. Valoarea totală a proiectului este de 2 milioane de euro. Timp de câteva luni, toți beneficiarii acestui proiect vor urma cursuri de formare, urmând ca la finalul proiectului să fie angajați.